Krishna, Radhe, 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 Shyam, Gura Premanande, Hari Hari Bol. Citim din Govinda de Namrita în continuare, din capitolul 8. Am ajuns în Madhyana Lila, jocurile de la mijlocul dimineții, care au loc două prahari, două perioade, de către 2 ore și 24 de minute, așa cum și cele din mijlocul nopții durează tot două prahari. În acest caz, de la orele 10:48 la 3:36. Sunt aceleași ore, dar în Nisha Lila au loc în timpul nopții, de la 10:48 noaptea la 3:36. Am ajuns la sutra ce descrie jocurile de dimineață, de la amiază ale lui Radha, ale cuplului divin Yuga Lakishor, tânărul cuplu adolescentin. În timpul emoțiilor întâlnirii, ei se întâlnesc în Madana Sukada Kunja, care este crângul Vishakhei. Corpurile lui Radha și Krishna devin ornamentate cu Ashta, Sadvika, Sanchari și alte emoții transcendentale. Tendința Radei de a rezista avansurilor lui Krishna se amestecă cu dorința arzătoare de a fi cu el, iar nerăbdarea lui Krishna este de neoprit. De aceea, ofranda sacrificială a zeului iubirii Kandarpa a fost, în cele din urmă, inaugurată cu succes. Mai târziu, Lalita și toate celelalte par să mulțumească cuplul divin cu râsetele și glumele lor. Apoi încep o grămadă de jocuri. Vamsiharan, furatul flautului. Dola sau holi, stropirea cu prafuri colorate și parfumuri. Vanvihar, plimbarea prin pădure. Madupan, pan, băutul, madu, amierii intoxicante, băuturii de miere. Ratikeli, jocuri romantice ale iubirii. Jalbihar, jocuri în apă. Surya Puja, venerarea soarelui și altele pe care le vom citi. Hai să ne amintim astfel de jocuri de la amiază ale Radhei cu Krishna, în timp ce sunt amândoi serviți de gopi. Aceasta este strofa a șasea din Smaran Mangal, aducerea aminte auspicioasă, scrisă de Rupa Goswami. Alte jocuri care nu sunt amintite în această sutra sunt Julan. Julan înseamnă jocurile în leagăn. Angavesh,
împodobirea, îmbrăcarea. Van Bogean, picnicul în pădure. Sukha Patana, recitalul poetic al papagalilor, Sukha, Sukha Patana. Pasha Kela, jocul cu zaruri care are loc, după cum știm, în Kunja lui Sudevi, care este o Kunja a smaraldelor, o Kunja a cărei culoare predominantă este verdele smarald. Aceste jocuri, deci, ar fi fost aici menționate prin cuvântul Adi și altele. Aceste evenimente au loc de asemenea în Madhya Nalila. Deoarece iubirea dintre Radha și Krishna este Nava Nava Yamana, adică tot timpul proaspătă și nouă, orice întâlnire este la fel de exaltată și excitantă ca prima întâlnire. Și aceea este absolut minunat. De aceea, corpurile lor sunt mereu împodobite de noi emoții transcendentale. Așa cum a fost descris anterior, drăguța lui Krishna, numită aici fiul al conducătorului din Vraja, Vrajendra Nandan Priya, deci drăguța și Radha, stă acasă. Totuși, dorința intensă de a se întâlni cu Krishna o torturează. Așa sunt cei îndrăgostiți. Astfel, căutând, nu se pot gândi la nimic altceva. Căutând astfel alinare, își revelează gândurile Vishakhei. O, Sakhi, valurile puternice ale oceanului dulceții corpului lui Krishna scufundă complet muntele înalt al răbdării oricărei frumoase tinere. Adică sunt într-o continuă nerăbdare de a se întâlni cu acesta. Vorbele sale glumețe dau plăcere urechilor. Corpul său este mai răcoros decât în milioanele de luni. Iar mireasma parfumului buzelor sale, asemenea nectarului, inundă întregul univers. Mireasma parfumului buzelor sale. De aceea, fiul lui Nanda Maharaj atrage automat toate cele cinci simțuri. O, Vishakhe, culoarea corpului sau strălucirea corpului lui Krishna, Anga Kanti, este mai frumoasă decât cea a unui nor proaspăt, Nava Jaladar. Iar îmbrăcămintea sa încântătoare este asemenea fulgerului. Mohan Murali, încântătorul flaut, Murali, nu Venu de data aceasta, sporește frumusețea lui Krishna, iar fața sa este mai luminoasă decât cea a lunii
strălucitoare din timpul toamnei. Pe cap poartă o coroană din pene de păun și colierul din pietre prețioase ce atârnă pe pieptul său este asemenea unui șirac de stele. Osaki, Madan Mohan ademenește setea ochilor mei. Osaki, vocea lui Krishna este profundă asemenea tunetului, iar zornăitul ornamentelor sale îmi încântă urechile. Glumele lui Krishna au un înțeles interior care te fac să cazi în extaz. Iar flautul său încântător fură inima lui Lakshmi. Ce să mai vorbim de altfel? O, Vishak. Madan Mohan face să crească atracția urechilor mele. O, Sakhi, mireasma corpului lui Krishna pune în umbră aroma moscului pentru a subjuga orice femeie. Corpul său are 8 lotuși înmiresmați, care sunt mai parfumați decât orice lotus amestecat cu camfor. În afară de aceasta, corpul lui Krishna este uns cu cel mai fin mosc, camfor, chandan și aguru. O, Vishak! Madan Mohan face ca nările mele să tremure de extaz. Ei, Sakhi, pieptul lui Krishna este larg și încântător, ca o coloană de safir. Cele două brațe puternice ale sale zăvoresc ușa inimii copiilor. Sunt ademenită de fascinația pieptului lui Madan Mohan. Dulceața buzelor lui Krishna distruge dorința fetelor din Vraja pentru orice alt gust. Dar purul gust al buzelor lui Krishna, Adara Shuddha Rasa. Adara sunt buzele, rasa este gustul, Shuddha este pur. Purul gust al buzelor lui Krishna nu poate fi atins de cea care nu a adunat munți de fapte pioase. Gustul care rămâne după ce a amestecat panul, adică prasad, pan prasad, al lui Krishna, face ca dulceața nectarului să nu fie bună de nimic. Osh sake, vishake. Prin acest pan, Madan Mohan face ca nebunia limbii mele să crească. Kora premanante. Radhe Krishna, Radhe Krishna, Krishna Krishna.